Salut! Înainte să înceapă video-ul ăsta, te-aș ruga să te uiți rapid în comentarii să vezi dacă ne lasă YouTube să avem comentarii, să lași și tu un comentariu acolo pentru algoritm, să se ducă videoclipul mai departe, dar dacă YouTube nu ne lasă, hai să încercăm să strângem și noi acolo multe, multe like-uri, dați un like, vă rog, dacă nu avem comentarii, că ne ajută și pe noi să se ducă videoclipul mai departe, știți cum e. Hai să încercăm să facem și noi 1000 de like-uri, așa, înainte să înceapă video, înainte să dai skip în față, știi cum e, te pup. Un like acolo ajută, mua, e perfect, te pup, mersi mult că te uiți la video-ul ăsta. Astăzi o să ne jucăm League of Legends cu o singură mână. O să-mi scot tastatura fix acum. O să vedeți tastatura aici, da? O să-mi o pun deoparte. O să ne jucăm League of Legends cu o singură mână. Ar fi trebuit să mă uit dacă am început filmarea bine. Mă rog, în orice caz. Astăzi ne jucăm League of Legends cu o singură mână. Am zis asta de 4 ori. O să mă joc un campion mai simplu. O să ne jucăm niște Ashe pe mid lane. Și o să vă arăt cât de simplu pot să câștig actually folosind o singură mână. Deci ar putea cumva să vă ajute și pe voi să cumva vă arăt cum gândesc eu situațiile și cum puteți să câștigați și voi în situațiile astea, chiar dacă nu jucați gen la fel de bine mecanic, să zicem. Să zicem că eu joc foarte bine mecanic, da? Și zicem că voi nu jucați atât de bine mecanic. Păi uite, din deciziile mele o să vă arăt că o să pot să câștig foarte simplu. Uite, aici, de exemplu, putem să-l urmărim pe Kassadin, pentru că avem Q stacat, o să dăm pur și simplu auto-tacul în el, el nu prea are ce să facă cu Kassadin. O să dau și Ghost aici, dacă chiar... nu-l omorâm aici. Ba da. Bun. Ideea era că... nu mai zic. Bun. Continuând, mai am o chestie de zis. Nu uitați că... mamă, ce să-i fac lui băiatul ăsta? Ah, ok, are flash. Actually, dacă mi-aș da flash aici... mi-a dat cancel la hit. Ai, chat, cred că ne dăm și un recall aici. Să merg pe top? Nu pot să-l omor, nu pot să-l omor pe tine, e ok. Okay. Actually, nu mai contează. Bun. Nu uitați, vineri o să avem live cu... o să avem un live cu Georgescu. Toată lumea cred că îl știe pe Georgescu. Dacă nu știți pe Georgescu, are un canal de YouTube, un alta, mă rog, o să-l vedeți oricum. O să avem un live cu Georgescu vineri de la ora 3 și apoi sâmbătă o să avem un live cu giveaway cu niște mystery skin-uri. O să mai dăm niște skin-uri la toată lumea care... mă rog, la toată lumea. La persoanele de pe live o să dăm niște skin-uri pe League of Legends, mystery skin-uri sau, mă rog, depinde, vedem exact. O să fie giveaway cu niște skin-uri, așa că nu uitați să fiți și pe live-ul de vineri și pe live-ul de sâmbătă. Dar, cel mai ușor, este să dați un follow pe Insta, pentru că știți foarte bine că o să uitați până sâmbătă, că eu am live la ora, la nu știu ce oră, sâmbătă, da? Cel mai bine e să lăsați și voi un follow acolo, pentru că pe Insta o să postez când... când o să fie live-ul ăsta, mai exact. Pe Insta primiți întotdeauna notificările despre giveaway-uri și chestii. Adică pe Insta află prima dată lumea. Sau, mă rog, nu prima dată, dar aflați 100% sigur, poate. Așa că dați-vă un follow pe Insta, pentru că oricum o să fie una dintre chestiile pe care trebuie să le faceți ca să câștigați la giveaway, ca să participați la giveaway. Așa că de ce n-ai dat și tu un follow acolo? Aveți link-ul în descriere de Insta, da? Deci nu uitați, sâmbătă pe... azi e 7, azi e, nu știu, nici nu știu ce zi e, sincer, nu știu ce zi e, stau... e al treilea meci în care încerc să filmez cu o singură mână, vă dați seama că primele două n-am ieșit perfect, să zicem. Bă, n-au ieșit rele, am scos niște faze super faine, dar din păcate nu... n-a fost să fie, mă. Mamă, sunt un HP, hai să vedem dacă ne putem bate cu băiatul ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, mamă. Cum era să mai iau un tower shot? Nu mă lasă să dau în el. Mamă, chat, suntem 2 HP aici. Ideea era că voiam să-mi pun flash-ul pe tasta asta, iar ăsta pe tasta asta. Nu e bine. Bă! Ok, ne-a omorât Kassadin, din păcate. I-am dat kill-ul lui Kassadin, nu l-a luat Kane măcar, dar... nu, asta era ideea mea, adică încercam să-l omor acolo pe Kassadin. Dar e ok. E absolut ok. Bun. De ce mă joc Ashe? De ce m-am gândit că Ashe ar fi o idee bună cu o singură mână? Evident, m-am jucat niște Yasuo, am făcut niște faze super tari. Din păcate, videoclipul a ajuns să fie destul de mare eșec, să zicem. Pentru că toată echipa mea avea 0 kill-uri. Eram singurul cu kill-uri din echipă. Aveam 7 kill-uri, echipa mea avea 0. Ei aveau vreo 20 de kill-uri. A fost tragic meciul. Să zicem, cel puțin tragic. Așa că m-am gândit să mă joc niște Ashe mid aici. Am mai filmat după aia încă un video în care, bă, am jucat, s-a făcut scorul. Numai că am fost campat tot meciul. Și adecherul meu avea gen 12 kill-uri și am zis că, bă, mai bine vă postez un video calitativ unde fac și eu ceva, știi?
în loc să stau gen degeaba și să mă care unul. Bine, nu stăteam tocmai degeaba, vă dați voi seama, dar era ideea că, bă, cum să mă care pe mine unul, bă, când mă joc o singură mână? Nu există. Acum ne jucăm nici în cea mai mică divizie, vreau să vă zic că nu ne jucăm într-o divizie teribil de mică. E gen chiar o divizie foarte ok. Și probabil vă întrebați cum dau eu abilitățile dacă eu nu am mâna pe tastatură, da? E bine, dacă ați observat, dacă v-ați uitat puțin la mouse-ul meu, eu pun mouse-ul jos pe abilități. Eu trag, gen efectiv, dau click pe abilitate, trag mouse-ul până pe el și apoi dau click pe el cu abilitatea aia. Cam așa funcționează aici, așa. Stați așa, să văd, pot să-l omor. Bum! Câteodată o să mi se mai blocheze mâna în aer, că nu știu ce să fac. Bă, lasă-mă, bă! Mamă, dacă dădeam dodge acolo, mamă, cât de insane eram. Bun, mi-am pus ghost-ul pe mouse, la fel și flash, ați văzut mai devreme, ca să fie puțin mai ușor. Le-am pus pe butoanele de pe lateral de la mouse, da? Să fie puțin mai ușor pentru noi. Vreau să mă uit dacă îmi filmează video. Vreau să văd dacă îmi filmează videoclipul, dați-mi și mie 2 secunde să vedem, să nu știți, să nu vorbesc degeaba, că e mai bine să știi decât să nu știi. Ia, hai să vedem. A, filmează, totul e perfect, vă, puvale, hai să vedem și un tab la meciul ăsta. Tristan a văzut că are 4-1. Interesant. Scoatem tastatura înapoi. Bă, eu cu tastatura scoasă mă joc, mă înțelegeți că nici măcar nu am șanse să apăs pe tastatura aia, nici măcar în situația în care am nevoie să zici că fac penta. Bă, adică știți foarte bine că eu am mai făcut o fază de genul, avem un TikTok în care aproape a dat penta cu casa din. Ce a făcut ăsta cu Zoe? Aproape i-a ieșit. Aproape am făcut penta cu casa din, am făcut un quadrakill după care, nu, ne-a omorât un gin fidat, dar... No, e amuzant TikTok-ul dacă știți. Bă, Zoe, lasă-mă și pe mine în pace. Singura problemă e că chiar nu am cum să le dau ping-uri, să le zic că, bă, nu e bine ce faceți. Știi? N-am cum să-mi care echipa. Bun, s-a tras un double kill. Pot să mă uit și pe telefon în timp ce mă joc. Nu știu de ce vine Hecarim aici pe mid. Bă, doamne, știu că n-a venit pe mid. Adică gen până pe mid. Pot să-mi iau și eu plate-ul liniștit aici, nu trebuie să mă stresez că îmi fură cineva farm-ul. Fai, ai, ai. Bă, deci vreau să vă zic că videoclipurile anterioare au fost filmate în gen bronz și iron. Suntem acum în silver, gold, gen. Sunt și gold și silver în match-ul ăsta. Bă, e insane. Deci vreau să vă zic că am prins match la ora 5 dimineața. E 6, aproape. Nu știu ce s-a întâmplat, dar e toată lumea gen... E toată lumea, cum zice, e toată lumea super high-lo, gen, sunt pe un cont de iron, ca să mă înțelegi, gen, videoclipul ăsta trebuia filmat puțin în iron și suntem în gen gold. Nu știu cum s-a ajuns aici. Bă, văd că Zoe, suporta mea, se cam ia la săbii cu ăștia. Avem și noi Kraken Slayer-ul terminat pe Ashe. Cred că o să mă duc Kraken cu Bork, maybe, cu Infinity, de fapt nu Infinity. Ne ducem Guinsoo? Witzend ar fi un item foarte bun. Depinde de echipa lor puțin. Au luat dragonul. Bam, bam. Hai să vedem ce face China să ia. Bam, opa, bam. Stai și tu lângă mine. Vere, de ce fugi de mine? Bă, la propriu a fugit să nu iau eu kill-ul. Ce-mi plac băieții ăștia. Dar rău, frate. Opa. Bă, cu o singură mână. Ce fac eu cu o mână nu face... Ia, ce face al meu? Se omoară. Bun. Omoară-te. Hai că ai luat și tu killer. Bravo, frate. Pe ultima dată ai fugit de mine. Acum vrei ajutorul? Nu? Ce se întâmplă? Bă, ăsta cu Hecarim e cam indecis, bă, frate. Ba odată ți ia kill-ul, ba odată îi trebuie ajutorul tău. Bam, bam, bam. Lăsăm și un ward acolo peste perete. Dăm autotacuri pe turn ca să ne ținem pasiva. Ce ai făcut, puiul? Ia, am lăsat o ulta acolo, am dat ulta aia perfect, sincer. Credeam că trebuie să zic că nu trebuia să dau ulta, dar aparent, dacă nu dădeam ulta, muream, probabil. Nu dau click pe el, că s-a teleportat. Doamne, ferește! Bă, e prea crazy, bă, cu o singură mână să le fac atâtea, bă, băieți. Ce fac eu cu o mână? Bă, băieți. Fiți atenți, deci eu am o mână liberă, da? Eu cu mâna asta pot să fac mult în secunda de față, da? Și voi, în momentul de față, probabil aveți 2 mâini libere din moment ce doar vă uitați la un video. Fiți atenți, dați și voi un like cu mâinile alea libere, că nu strică. Așa-i?
Vă pup, hai să facem și noi 1000 de like-uri, fără Caterinca. 1000 de like-uri ar fi... Băi, lux, bă. Cine a mai făcut 1000 de like-uri pe YouTube ăsta? Numai noi facem, bă, numai noi facem 1000 de like-uri. Vă pup, chiar apreciez, să vă rog. Nu mai zicem. Bun, hai să ne facem... Bă, aici cred că mergem niște... Hai, Borg, hai. Hai, Borg, că mi se pare amuzant Borg-ul. Mai ales că casa din își face foarte mult HP din... Mi-am pierdut apa. Din Road of Ages o să aibă foarte mult HP. Nu pot să apăs tab să mă uit la itemele lor, dar putem să dăm click pe el, ei și să vedem acolo sus. Uite, vedem că are catalistul, are buții, bam, 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 știm și noi ce-și face cât de cât. Hai să... Ce pot să-i fac aici? Bun, bun, bun. Hai să punem și noi tureta asta. Văd că casa din probabil s-a dus. Da, s-a dus la gang pe bot. Scuze, mi-am luat puțin, mi s-a blocat puțin creierul. Am avut o pauză în creier din aia. Mi s-a dus creierul așa. Am uitat că trebuie să vorbesc. Îmi pare rău. Puțin 2 secunde. Mi-a luat și mie. Pare rău. Scuzați-mă. Nu mă urâți. Bun. Bă, și Gwyn's ar fi un item foarte bun pe aici aici. Dar cred că... Bă, actually, ne dăm recall, stați așa. Nu știu unde e butonul de recall, dați-mi 2 secunde, așa. Ne dăm și noi recall aici și ne luăm... Asta cu casa din vrea să vină pe mine? Mă, ce faci, puiul? Opa! Mă, din păcate au venit numai 4 pe mid. Am dat și bounty de 500 la Teemo. Și altfel îl oboram pe casa din dacă nu venea Teemo. Pentru că nu-mi luam blind și puteam să dau auto-attack-uri. Din păcate au luat Teemo, da, din păcate mă joc campion pe auto-attack-uri și au luat Teemo cumva, s-a întâmplat să-și ia Teemo. Puțin cam tragic. Bă, meciul ăsta pot să-mi fac Wissent, dacă e cineva fidat, în caz că e cineva fidat. Că au și Zira, au și Teemo, au și Kassadin. Alți campioni ce mai au? Au Kane-ul care nu foarte dă AP și... Nu mai știu ce mai au. O să-mi iau un longsword, că 100% se face în ceva longsword-ul ăla cândva. Și putem să continuăm înapoi pe mid. Văd că e puțin harababură meciul ăsta. La propriu, nu știu, toată lumea se bate cu toată lumea, toată lumea e peste tot. Nu am lane-ul meu, iar îmi fură ăștia lane-ul. Puțin mai bine ca în Iron, dar... O, e mare diferență, vreți să vă mint? Ia uitați-mi pe ăsta. Mamă, dar de ce? Mamă, cu damage am dat? What? Ha? Mi se pare insane cât de mult damage am dat. În ăla cu... Așa, Zoe, hai, farmează-mi lane-ul. Eu sunt cu mâna pe telefon și vreau să vă zic că am telefonul în mână, ce mă pot uita. Uite, aici dau like-uri pe story, pe din astea. E legit lejer. Ia vedeți că vine casa din ăsta. Avem ghost-ul pe mouse. Gândiți-vă că eu trebuie să dau din mouse totul, gen, e... E chiar tragic. Bun, 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 bun. Opa. Mamă, săraca. Oh! Cum joc jocul ăsta? Stai, ne batem. Bam, 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 bam. Stați așa? Ah, nu, nu sare Tristanca, nu trage. Ia uite-l pe Teemo. What should I say to team like this? Bă, suntem 13-3, cu Ashe mid, cu o singură mână. Și băiții ăștia sunt gold. Gen, gold e o divizie mare, nu? E considerat o divizie mare gold-ul. Mă, un Phantom Dancer aici. Faia ei cum aș bura în ei. Trage un Phantom Dancer aici. Nu știu dacă... Bă, Witsend-ul era sincer mult mai bun, dar e ok, nu ne trebuie nou Witsend. Mă duc Phantom Dancer să le trag acolo... Dansarea fantomatică și aia, știți cum e, forță din aia, tare, tare, frate. Bă, filmez videoclipul ăsta extrem de târziu, sunt extrem de mort, nu știu dacă se observă. Încerc să vă dau aici ultima mea, gen, ultima mea răsuflare aici, să facem video ăsta să meargă, după care o să trebuiască să-mi fac thumbnail, o să trebuiască să stau să mă gândesc la o idee de titlu. Mă rog, sunt multe chestii care intră în facerea unui videoclip, știți ce zic? Și apoi și live-uri, știți cum e. E puțin mai grea viața, dar n-are nimic. Uite băieți cum pompez turnul ăsta. Mamă, 1000, 1300, 1500, 1600, 1800, 1200, 2000, 2200.
De ce n-am mai dat damage pe auto-attack-ul după aia? De ce s-a întâmplat? Hai să luăm și noi turnul ăsta. Nu prea pot să dau dodge-uri gen când mă bat așa. Aia e singura problemă. Da, e ok, n-are nimic. Luăm și noi aici inhibitorul ăsta. Bam, bam, ia uite cum îl pompăm. Echipa mea îmi face dragonul. Băi, eu am zis, e o tactică foarte ușoară. În divizii mai mici când te joci, uitați-vă la mine ce fac. Sunt la ei în bază, gen, eu știu unde e toată lumea de la ei din echipă și pot să fac asta. S-a pompat puțin și team-ul ăsta. Aruncăm și un W acolo de control. Bă, ăștia iau dragonul? Bă, ce se întâmplă? Bă, ia luați unei aici, mă, să vedem și noi dragonul ăla. Bă, cum pierdeți dragonul când ești la ei în bază? Aolo, cred că pierd eu aici viața. Bă, pare nu. Hai să ne dăm și noi recall. Opa! Bă, am murit. Am dat și un slow acolo. Ia vedeți că putem să-l... Mamă. Am zis că ne batem și noi cu Kane pentru că știam că nu are ultimata, dar nu ne mai batem. Mă, și o să trag redul ăsta pe dreapta. Rapid, așa ca băieții. Tragem și noi un red pe dreapta. Nu, cred că mă moare redul, nu? Niște kite cu mouse-ul, băieți. Kite din mouse, știți că e respectabil ca băieții. Avem 150 farm la 17 minute, 15-0, 15-3, 15 kill-uri în 17 minute cu Ash mid. Eu zic că e ok. Eu zic că e chiar decent. Sincer, e de un like, nu? E de un like. Și de o abonare, și de o abonare. Vă pop. Știți că vă pop, nu trebuie să mai zic. Ia uite pe Zoia mea. Țaoleu. Hai. S-a scăpat telefonul ăla, s-a scăpat intergalactic telefonul ăla. Ia vedeți, ulta asta, nici nu mă uit, fiți atenți că am nimerit, fiți atenți. Mamă, aproape l-am și omorât pe ăla, mamă. Ia uite, i-am dat kill la Ezreal, dacă îi dădeam ăsta acolo, nu făcea kill. Hai să mă bag și eu aici cu băieții. Hai bă, puiu. Mă, da. Nu prea dă în mine. Și are și Q, aia e problema. Gen, n-am turn aici, stați puțin, eu acum mi-am dat seama. Bă, singura problemă e că eu nu pot să-i dau auto-attack-uri, gen. Ce dodge. Mamă. Dau pe red buff. Și iară mi-o dat blind. Bă, cât de urât e blindul ăla de pe Teemo. Păi, vă dați seama că dacă avea orice alt top laner, eu făceam quadra acolo, chat. Bă, ce urât e, bă, Ash. Ia vedeți. Hai să vedem ce zice Kane. Vreau să văd ce zice. Sunt foarte curios. Vrea să-i răspund? Punem tastatura. What's your truly rank? Cream că zice că sunt scripter, mă, măcar. Bă, băiatul ăsta a zis că sunt smurf. Când eu mă joc cu o mână, voi vă dați seama că eu nu folosesc abilitățile. Gen, eu stau pe loc când folosesc abilitățile, voi vă dați seama. Din campionul meu se oprește pentru o secundă de fiecare dată când îi dau câte o abilitate. Voi înțelegeți că băiatul ăsta m-a făcut smurf când eu am o mână? Bă, și n-ar fi o problemă să ai o singură mână, că cu o mână ai putea să faci multe, ai putea să te joci cu o mână, ți-ai pune mai multe butoane pe mouse, dacă gen, nu știu, Doamne ferește, să n-ai o mână, știi ce zic? Ți-ai putea pune niște butoane pe mouse, niște chestii, bam, bam, bam. Că nu-ți trebuie a doua mână, știi? Îți pui aici QW, R, alea, whatever, ce e necesar. Pe mouse, flash, ghost și toate cele. Doar duțin mai poți spune cu mâna, mă rog, e puțin mai greu, da? Gen... E posibil să te joci cu o mână, dacă îți faci toate butoanele frumos. Și 100% chestii ca să te joci cu o mână, nu știu, sunt probabil inventate pentru da, oamenii cu... Știi? Bă, s-ar putea să murim aici, pentru că am slow-ul ăsta imens. Dacă moare Teemo, îi bat pe toți. Am murit în turn, nebunesc. Ne-a luat Witzend-ul, mă rog, whatever. Ar trebui să-mi iau mercs, sincer, vreți să vă mint, ca să am blind mai puțin. Mamă, e ireal, că mor doar din cauza la blind. Bine, aici m-am băgat în turn ca bărbații, dar... Zic. În rest. Doamne ferește. Hai că-mi câștigă și echipa, cred că fac și ei ceva. Hai să dăm un tab, hai să vedem cum arată match în sine. Nu mai iau tastatura odată, ia vedeți ce tastatură ca lumea, ca bărbații. Hai am și noi tastatura aici puțin, să vedem
cum merge meciul. Ia vedeți. Mai echipa mea nu duce rău, nu duc rău, nu duc rău, băieții. S-a terminat și meciul. Bă, un videoclip foarte rapid, un videoclip de 20 de minute. Sper că v-a plăcut videoclipul, sper că nu ați uitat să dați un like acolo, pentru că chiar ne ajută pe bune. Fără Caterinca, mă ajută pe mine la suflet, mă motivează să fac mai multe videoclipuri. Dacă n-ar fi like-urile, n-aș mai face videourile, gen. Măcar like-urile acolo, că măcar alea ne împing canalul mai departe. Să evoluăm și noi, să ajungem tot mai departe, tot mai sus, e mai bine pentru toată lumea, nu? Dar ne aștept. Vă pun mersi mult că v-ați uitat la video ăsta. O să ne vedem și mâine dimineață la ora 12 cu un nou videoclip cam fiecare dimineață. Live-uri la fel, de la ora 4 cam așa, ora 4-3 cam în fiecare zi. Depinde, dacă avem ceva foarte important de făcut în ziua aia, nu o să facem live, dar aproape zilnic. Vă pup, mersi mult că v-ați uitat. Dați follow pe Insta pentru că ăla e gen, v-am zis, acolo vedeți giveaway-ul direct, nu mai trebuie să vă zic. Join pe Discord pentru că și pe Discord se dau notificări tot timpul când mai facem un giveaway, mai facem un video. Când se pune video, apare și notificarea pe Discord. Eu zic să dați un follow și acolo, să intrați acolo. Și noi ne vedem, cum v-am zis, data viitoare. V-am pupat. Pupici cu scripici, salut!